Salutare, prieteni! Eu de aici, din Comarnic, ne îndreptăm către cetatea Făgăraș, apoi la castelul de lut al din Porumbacul de Sus și la povestea calendarului. Așadar, vă invit să vedeți cu noi o experiență plăcută în jurul Sibiului, cum ar veni, Brașovului și Sibiului, să vedem aceste obiective frumoase. Și ne vedem la prima oară, o să ne vedem la cetatea Făgărașului. Am ajuns la cetatea Făgăraș, unde v-am promis că ajungem. Din păcate, este un pic cam în reconstrucție. Nu știu ce să putem vizita pe aici, dar vă las câteva imagini să vedeți cum arată și cetatea pe interior și dacă poți să filmezi și cu drona, ar fi bine. Dacă nu, cer scuze. Cetatea Făgăraș, în reconstrucție, în reabilitare. Asta e intrarea. Avem și biserica acolo. Dar păcat. Bine, e foarte bine că se poate, că se reabilitează, dar acum trebuie să rezistăm și noi un pic. Da, hai să intrăm înăuntru. Cum intrăm în cetatea Făgăraș, avem și turnul temniței. Și hai să-l vizităm un pic. Aici era temnița, unde erau ținuți prizonerii. Cum ai spus? Casa Temnicerului. Casa Temnicerului. Aici tăteau cei închiși, bineînțeles. Da, hai să mergem mai departe. Da. Ghidul spune că trebuie să mergem cu el, deci haide să-l urmărim. Da, voie să faci poză pe tron. Așa că astăzi sunt regele Țării Făgăraș. M-am urcat și pe tron, am fost rege pentru câteva secunde. Mai mergem către următoarea seară și ultima și cam asta e experiența din... Da, imediat să fac poză. Și asta e experiența din cetatea Făgăraș. Ne vedem la
unde ne vedem, la Castelul de Lut și Valea Zelenor. Am ajuns și la Castelul de Lut, dar i-au uitat și coadă la Castelul de Lut și la povestea calendarului. I-au uitat și cât de lume, cât de multă lume este în jur. Ceva la Arsenie Boca. Da, nici la Arsenie Boca nu era așa de multă lume. Și aici cred că sunt cel puțin 1000 de oameni la intrare. Cum atât de? Îmi vine să decât să ridic rona și să nu intru deloc. Dar trebuie să intru. Pentru că nu mai sacrificăm și noi. Pentru ea, nu pentru mine. Eu sunt o zână, deci trebuie să mă alătur. Pentru zână, să vină la Valea Zânelor. Să vă arăt coada, ia să vedeți coada. Asta e coada de la povestea calendarului, în fața mea, da? În partea antă la Valea Zânelor și spatele meu. Ne-a strâmbit la Valea Zânelor? Nu, mă, mergem. Am reușit să intrăm mai repede la povestea calendarului, pentru că avem un ghid și s-a descurcat fort de minune. N-am mai trebuit să mai stăm la coadă 30 de minute și să vedem povestea calendarului. Bună ziua, copii sau părinți, mai ales și copiii, pentru că acum mergem în povestea calendarului, un loc minunat unde ne vom simți ca într-o poveste, într-un pasm, unde fiecare căsuță în parte are un specific al lunii, ianuarie, februarie, martie sau celelalte luni până în luna decembrie. Aici vei găsi cele mai multe povești din fiecare lună, unde te poți bucura, te poți juca și vei afla povești uimitoare. Iar în aceste povești, tu vei fi eroul principal, pentru că tu te vei bucura și te vei juca cum nu te-ai mai jucat până acum. Așadar, copii, părinți, bunici, vă așteptăm la povestea calendarului să vedeți mult mai multe lucruri interesante din acest loc. Chiar interesantă povestea calendarului, m-a făcut să mă simt iar copil. Cei care au copii să vină aici că o să-i distreze maxim, maxim, maxim. Pe mine m-a făcut să fiu mai fericit decât am fost până acum, pentru că mi-am regăsit un pic copilăria. Și bine, noi nu aveam așa ceva când eram mici, numai în filme vedeam, dar cei care au copii și vor să vină aici și pot să-i aduc aici, veniți cu copiii și arătați-le locul ăsta, pentru că o să-ți aduc aminte toată viața de un loc frumos aflat în România. Este absolut superb. Merită vizitat. Hai să mergem la Valea Zânelor, căci este lângă noi la 100 de metri. Am intrat și la Castelul de Lut. O frumusețe de casteluș. Raluca a luat un pic înainte. Am înțeles că aici mare lucru decât aceste casteluce, nu o să vedem. Dar, uite, că mai avem unul în construcție aici, spate. Da, cred că e în construcție și asta. Adică mai mult ca sigur în construcție. Și să vizităm Castelul de Lut. Aici e coadă. Frumoasă zona, frumos am aranjat acest castel de lut, numit și Valea Zânelor. Au formă de, așa, ca filmele cu turtă dulce, cele din Lord of the Rings, unde stăteau hobbiții. Dar mai mult de înconjurat castelul și făcut poze în zona asta. Bine, avem și un restaurant aici în zonă, un râuleț în spate, deci
Da, e de stat un pic așa, da. Mare lucru de văzut, nu prea. Copiii cred că mai mult se bucură când ajung la povestea calendarului decât aici. Am mai mult de joacă decât să se uită la niște mici castele. Dar hai să ne continuăm drumul prin zonă, vă arăt câteva imagini cinematice din zonă și cam asta e. După aia mergem să mâncăm ceva, că suntem plecați de dimineața de la ora 6 și acum este ceva de genul ora 2 și nu am mâncat nimic. Vedem ce găsim de mâncare pe aici, prin zonă. Și o să încheiem vlogul de acolo, de la mâncare. Da? Hai să vedeți și imaginele cinematice din zona asta. N-am mai filmat la masă pentru că a fost aglomerat și n-am luat cu vorba. Dar o să închidem aici vlogul. Am făcut un mic popas la Mănăstirea Cozia și noi de aici, din Mănăstirea Cozia, vă spunem la revedere și să ne vedem la următorul vlog cu mare drag. Raluca? Pa, pa! Pa, pa!